În Mitropolia Basarabiei a fost sărbătoare ieri cu prilejul hramului paraclisului mitropolitan ocrotit de Sfântul Ioan Teologul. Credincioși din Chișinău și nu numai au venit la Mitropolie pentru a se afla în rugăciune alături de ierarhul lor în alt preasfințitul Părinte Petru. Ieri a fost și hramul paraclisului mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău conform calendarului Iulian neîndreptat. Sfânta liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de înalt preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala mitropoliei Basarabiei Gavril Muzicescu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele arhidiacon Constantin Olariu, secretar al centrului eparhial, care a vorbit despre viața sfântului evanghelist Ioan. La finalul Sfintei Liturghie în alt preasfințitul, Părinte Petru i-a felicitat pe credincioși prezenți, amintind câteva detalii despre istoricul paraclisului.